Fundația pentru Educație și Vocație a fost prezentă la IUF alături de Universitatea Spirul Harre. Pentru asta mulțumim partenerilor noștri și sperăm că am adus multe lucruri pentru cei interesați pentru studii superioare și un drum în viață. Beneficiul prezenței Fundației pentru Educație și Vocație la un asemenea târg este unul foarte mare, pentru că ne dorim să, prin această prezență, să conștientizăm tinerii de liceu vis-a-vis de alegerea pe care o fac în domeniul universitar, către ce specializare se îndreaptă, urmând programul My Way de consiliere vocațională și orientare în carieră. Workshopul la care am participat împreună cu partenerii noștri mi s-a părut o experiență interactivă și mi-a plăcut că au venit cu prezentări și au existat și întrebări și răspunsuri. Ce înseamnă programul? Înseamnă o întâlnire cu un psiholog specializat și cu un consilier vocațional. Este o întâlnire de cunoaștere la natura personalității fiecărui copil și, evident, partea aceasta de educație și de activități școlare și extrașcolare. Întâlnirea aceasta are loc în echipă, părinte-copil. De ce? Pentru că știți foarte bine, de multe ori luați decizii influențați în primul rând de familie. Sunt familii care au tradiții în anumite meserii și copiii urmează, este așa, văd acolo niște aprobări și atunci cumva copilul sau își dorește să urmeze tradiția familiei pentru a răspăti cumva pe care le fac părinții. Deci de multe ori motivația pornește din familie și atunci noi ne dorim să vedem cât de mult sau puțin acest lucru influențează decizia unui liceu. Urmează o testare vocațională online, se vorba despre testul Jackson, care este un test internațional, ce cuprinde un set de 290 de întrebări. Sunt întrebări de toate categoriile, care cumva generează un raport automat pe nivelul diferite domenii. El este procentual, cea mai mare pondere atingând 99%. Și în funcție de un test crescător, cumva subliniază abilitățile sau domeniile de interes spre care este orientat el. Urmează din nou o întâlnire cu consilierul vocațional și cu psihologul, de data aceasta doar a copilului, pentru feedback-ul testului vocațional și pentru a alege împreună o companie parteneră într-un domeniu de activitate unde copilul dorește să acceseze universitatea către specializarea respectivă. Merge înainte și o săptămână este coleg cu oamenii din companie. Pregătirea pentru admitere și ceea ce știam eu că înseamnă facultatea nu reflectă ceea ce înseamnă munca unui arhitect. Astfel, când am avut ocazia să iau contact cu această testare vocațională și interior să iau parte la un internship în domeniul arhitecturii, a fost ocazia perfectă ca să-mi dau seama dacă eu chiar vreau să urmez pe viitor acest domeniu. Ocazia proiectului My Way, am avut ocazia să iau parte la acest proiect foarte frumos și le recomand cu mare drag, pentru că de când intrați la internship, totul se schimbă și devine wow. Eu am pornit pe turism și în urma testului vocațional a rezultat că mă pricep și pot să urmez o carieră în domeniul medical. Astfel, am întâlnit oameni minunați, am pășit clinica Sanador, unde am întâlnit doctori minunați, am aflat poveștile lor și am fost fascinat de aceștia. Am participat la probe practice de îndemânare care m-au fascinat și mi-au zis că aici e locul meu și că asta vreau să fac. A fost o oportunitate unică și mă bucur că am avut parte să fiu un ambasador al proiectului, pentru că am avut ocazia să împărtășesc cu ceilalți de vârsta mea ce înseamnă acest proiect și influența pe care o are asupra ta, felul în care te ajută și cum
prin implicarea și participarea în el poți să-ți schimbi viața complet. Participarea este importantă pentru că astfel poți să încerci noi perspective, poți să vezi mai multe variante, mai multe opțiuni. Trăim într-o lume care se diversifică, care se multiplică cu opțiuni și posibilități și numai târguri ca acestea și proiecte ca acestea ne permit să ne dăm seama care este cea mai bună opțiune pentru noi.